Alina era într-o dispoziție proastă încă de dimineață. Tatăl ei o enerva din nou cu această nuntă, de care ea nu avea nevoie. Părea că încearcă să o vândă ca pe o marfă perisabilă. Ea nu-l place pe Artur, iar tatălui poate fi partenerul tatălui ei de o sută de ori. De ce ar trebui să-și sacrifice libertatea în interesul afacerilor lor? Judecând după tipul de administrație casnică a părinților lui Artur, probabil că și el va fi plictisitor, nu te duce acolo nu te uita aici, nu vorbi cu ăla, stai acasă și construiește ți cuibul familial. Nu, un cuib, nu e rău, desigur, dar nu acum, când ea avea doar 23 de ani și ar putea să nu se grăbească cu măritișul. Mai ales că aceasta nu ar fi o petrecere a prietenilor ei, ci o altă gală socială, cu parteneri, investitori, oficiali, oamenii potriviți. Iar ea era doar un pretext pentru o întâlnire și un frumos element decorativ și urma să-l sărute pe Artur în fața tuturor. Uf, ce oroare! Arcadia a condus și el spre birou, nu în cea mai bună dispoziție. Fica lui devenise complet necoperantă. Cum poate fica lui să privească viața atât de ușor? Oare ea nu știe seama că el nu este veșnic? Artur este un pretendent bun și afacerea părinților să este puternică și el nu este un prost, va putea să țină totul în mâinile sale. Și cui îi va preda el munca sa de o viață. Alinei? Și cât timp va dura această afacere? Trei zile? Eh, dacă Lydia ar trăi, ar putea să-i transmită Alinei ideea în felul ei feminin. El e prea categoric pentru asta. Și nu vrea să admită că motorul a început să funcționeze prost. Vor începe oftaturile și predicile, trebuie să ai grijă de tine. Oare el nu știe ce trebuie să facă? dacă cineva l-ar putea în drum acum să o facă. Nu, va trebui să vorbesc din nou cu Alina în seara asta, las-o să-și vină în fire. Dar seara nu se schimbase nimic în situația respectivă. A fost doar un scandal obișnuit. Alina s-a pornit cu jumătate de rotație și a început să vorbească despre faptul că, în secolul al XXI-lea, femeile au dreptul să-și decidă propria soartă. Arcadia a obiectat că acesta se întâmplă atunci când își câștigă propria soartă, iar în caz contrar, este necesar să-i ascultăm pe cei care sunt angajați în traiul familiei. Alina a intrat într-o frenezie și a declarat că nu-și va vinde libertatea. Aici răbdarea tatălui a răbufnit deja, iar Arcadia a declarat categoric că dacă mâine ea și logodnicul ei nu vor depune cererea de înregistrare a căsătoriei, atunci el îi va bloca fiicei sale toate cardurile bancare și va anula contractul cu universitatea pentru formarea viitorului psiholog. Aceasta a fost o lovitură sub centură. Facultatea de psihologie a fost visul Alinei în toți anii de școală și acum, când a primit pentru tatăl ei o diplomă atât de predilectă pentru el, a intrat în sfârșit în răvânitul al doilea învățământ superior, să piardă această perspectivă a fost ca moartea. Prin urmare, farfuria spartă cu fructe, desigur, a marcat întreaga amploare a indignării ei, însă Arcadie a reușit totuși să insiste asupra deciziei sale. A doua zi, Alina cu o față de piatră și radiantul Artur au depus cererea. Funcționarul de la registru, uitându-se la Mireasa nefericită, se îndoia dacă să accepte documentele de la tineri, însă Artur a fost atât de fermecător și persuasiv încât ea a renunțat în cele din urmă. După ce a îndurat acest spectacol până la capăt, Mireasa a trântit ușa biroului de înregistrare și a început să se gândească la un plan de răzbunare. De fapt, este imposibil să i lase să abuzeze de viața ei fără să fie pedepsiți. Ideea a venit pe neașteptate și cu brio. Ea nu a vrut să vină la propria ei nuntă. Lasă-i pe toți acești oameni importanți să plece acasă, iar ea va rămâne o persoană liberă. Trebuie doar să plătească întreaga taxă de școlarizare, iar tatăl ei nu o va lăsa fără o bucată de pâine. Starea de spirit s-a îmbunătățit imediat. După ce s-a uitat prin conturile sale de carduri bancare, Alina s-a asigurat că are suficienți bani pe ele, a transferat rapid suma necesară în contul universității și a început să se gândească la planul farsei de nuntă. Cunoscuții și prietenii nu sunt potriviți pentru asta, aceștia îl cunosc cumva pe tatăl ei și nu vor dori să se certe cu el, trebuie să găsească o persoană complet străină care să joace rolul de martoră. Ea va stabili ca mirele să vină direct la oficiul de stare civilă sub pretextul de a lupta împotriva tradițiilor burgheze legate de prețul miresei, iar în mașină va fi doar martora. Ea nu va veni la propria ei nuntă. Și atunci tatăl ei își va da seama că ea nu este o jucărie în mâinile lui, ci un adult absolut capabil de acțiuni independente. După ce a luat decizia, Alina a început să se uite la femeile din drumul ei. Nimic potrivit nu a întâlnit pentru o lungă perioadă de timp. Ba erau prea vulgare, ba nesimpatice, ba nu erau suficient de agreabile. Nu putea să pună pe oricine în mașina ei. În cele din urmă, într-un magazin de încălțăminte, în timp ce încerca mocasin de firmă, a observat o tânără care ștergea cu sârguință geamul. Era modestă, nu arăta rău, îngrijită și, din câte se pare, avea nevoie de bani. Magazinul era pe punctul de a se închide, iar Alina s-a apropiat de femeie pentru a o întreba când pot vorbi despre o problemă importantă. Femeia a fost oarecum surprinsă și a răspuns că va fi liberă în aproximativ 40 de minute. Au convenit să se întâlnească în mașină și, la ora stabilită, Lilia, acesta era numele femeii, era deja așezată pe scaunul din față. Alina a dus-o la cel mai apropiat bar, astfel încât nimeni să nu le deranjeze. Pe drum s-a aflat că Lilia era văduvă și era singură cu trei copii, o fică și doi băieți gemeni. Trăiau prietenește cu soțul ei, dar în urmă cu câțiva ani, în timpul unei furtuni, acesta se afla în mijlocul râului într-o barcă și a fost ucis de fulger. Acum familia este săracă, abia reușește să se descurce. Ce bravi sunteți! Aveți trei copii, Alina nu-și putea stăpâni surprinderea. E o muncă imensă în zilele noastre, așa s-a întâmplat. Lilia a zâmbit tristă, noi o aveam doar pe măriuța ca noastră. Iar pe băieți i-am găsit într-o dimineață la poarta noastră, direct la pământ. I-am luat la noi, i-am îmbăiat, i-am hrănit. Am sunat la poliție, în timp ce problema era încă în desfășurare. Oricum, așa și nu au găsit-o niciodată pe mamă, iar mie și lui Ion ne-a părut rău să-i dăm. El a visat mult timp la un fiu, iar acum avem doi deodată. Așa și-au rămas la noi Mihăiță și Gorghiță, care au acum cinci ani. Am ocazia să vă ajut, a trecut Alina direct la subiectul de afaceri, înțelegeți. Pe mine vor să mă căsătorească ca pe timpurile străvechi, fără dorința mea. Nu-mi plac scandalurile, așa că vreau doar să nu particip la propria mea nuntă. Dar pentru ca planul meu să nu fie perturbat, îl voi ascunde până în ultimul moment. În mașina vă veți urca dumneavoastră în calitate de martor și eu. Pe drum, eu voi cobor, iar dumneavoastră veți fi singura care va călători până la oficiul de stare civilă. Nu va trebui să faceți absolut nimic. Veți spune că habar nu aveți unde m-am dus. Pentru asta, o să vă plătesc bine și o să le puteți cumpăra copiilor tot de ce au nevoie. Nu prea îmi place această idee, a mărturisit Lilia, dar Maria va avea în curând nevoie de un calculator, iar Mihai are nevoie de pantofi ortopedici și de masaje. Iată, vei face bine tuturor, mie și copiilor dumneavoastră. Văzând că noua ei cunoștință nu prea se opune, a rezumat Alina, mâine vom merge să alegem o rochie. Lilia s-a întors acasă într-o confuzie de sentimente. Propunerea străinei nu era pe placul ei, căci nu era obișnuită să mintă și să se implice în aventuri ambic. Dar, pe de altă parte, era o mulțime de bani și nu îi se cerea nimic ilegal. Da, mirele și invitații vor fi dezamăgiți dar mireasa are și ea dreptul să-și decidă soarta. Da, este o răzvrătire a unei fete răsfățate, dar în joc sunt nevoile reale ale unor copii mici, de care, în afară de ea, Lilia, nu are absolut nimeni grijă. Iată că femeia a ajuns acasă, mami, mami a venit. Ai ceva bun de mâncare astăzi? A doua zi, conform înțelegerii, Alina a dus-o pe Lilia la magazin. Acolo au ales o rochie foarte simplă de culoarea fildeșului, potrivită atât pentru mireasă, cât și pentru martoră, pantofi lăcuiți cu toc stileto mediu, pentru ca Lilia să-i poată purta mai târziu, și o geantă mică cu mărcele, ei bine. Acum poți să mergi la ospăț sau în lume, spuse Alina satisfăcută, uitându-se la Lilia îmbrăcată și stânjenită. Poate că rochia va fi norocoasă și apoi te vei mărita în ea. În ziua stabilită, tatăl mirele și invitații așteptau nerăbdătorii sosirea miresei. Arcadia era nervos. Nu-i plăcea faptul că Alina voia să apară la propria ei nuntă, ca o regină broască la un ospăț regal, dar, cunoscând temperamentul fierbinte al fiicei sale, a cedat totuși, temându-se în adâncul sufletului, ca ea să nu organizeze vreo grevă. Însă inima lui era neliniștită, iar când limuzina mult așteptată a cotit în sfârșit colțul, Arcadia a răsuflat ușurat și și-a șters fruntea cu o batistă. Cu toate acestea, a fost prea devreme să se bucure. Din limuzina a ieșit o femeie frumoasă și zveltă, într-o rochie deschisă la culoare, iar Alina nu era în mașină. Ce naiba e asta? Cine sunteți dumneavoastră și unde este Alina? Arcadie își dăduse deja seama că fiica sa și aruncase cel mai mare număr, pentru care fusese întotdeauna o maestră. Nu știu, sunt doar o martoră, am venit la înregistrare. Nu știu nimic altceva. Ochii femeii păreau confuzi, Buzele îi tremurau. Era gata să plângă. Ăsta cei? Un spectacol de circ? Tatăl Mirelui, tovarășul de mult timp al lui Arcadie, a răcnit. Ne jucăm aici sau ne pregătim să întemeiem o familie? Mireasa și-a pierdut mințile din cauza lenevirii? Banii au fost investiți, oaspeții au fost invitați, iar ea are în program năzbâtii. Chiar dacă s-a răzgândit, nu ar fi putut să dea un avertisment uman și să nu organizeze această rușine națională. Cum o să privim oamenii în ochi, Arcadie? Sau mai bine zis, tu în primul rând. Stând lângă el, Artur nu scotea niciun sunet, doar zâmbea ridicol și arunca nervos petalele rupte din buchetul de mireasă pe pământ. Invitații au fredonat indignați, unii dintre ei s-au grăbit să ceară explicații. Arcadie a înghițit aer în piept și, Neavând nimic mai bun de făcut, dintr-un motiv oarecare s-a întors din nou spre martoră. Aceasta era palidă ca un cearșaf și îl privia în toți ochii. Acești ochi l-au făcut pe Arcadie să uite pentru o clipă de coșmar, pentru că astfel de ochi, unul verde, celălalt albastru, îi văzuse deja și îi fusese cândva foarte dragi. Strigătele rudelor nemulțumite și murmurele invitațiilor supărați s-au retras în fundal, și ea, Nina prima și cea mai mare iubire a lui, i-a venit în minte. Tânăra femeie care stătea acum în fața lui îi semăna la trăsăturile feței, același nas drept, pomeți ușor ridicați, gropița de pe bărbie. Nu se poate, a întrebat Arcadie cu o voce stinsă de emoție. Spuneți-mi, vă rog, Teodorescu Nina nu este cumva o rudă de-a dumneavoastră. Am cunoscut-o foarte îndeaproape. Nu este doar o rudă, este mama mea, Ochii multicolori se uitară neîncrezători, dar ea nu mai este printre noi, a murit acum trei ani. Arcadie, ce mai stai pe aici? Tatăl Mirelui nu putea face față indignării, Sper că martora se va transforma în mireasă? Dar cei doi nu reacționau la nimic. Ochii surprinși ai Liliei se măriră și mai mult, deci dumneavoastră sunteți rădu cu Arcadie. A întrebat ea, de unde mă cunoașteți? Mama a spus că acesta era numele tatălui meu. Tăcerea a fost instantane. Arcadie se uita amețit la fica lui brusc regăsită, iar gândurile din capul lui continuau să danseze în cercuri rapide. Deci părinții Ninei au luat-o pe aceasta într-o călătorie în străinătate deja însărcinată? De ce nu mi-au spus nimic? Ei bine, aceștia nu l-au plăcut niciodată și nu au vrut ca Nina să se întâlnească cu el. Dar de ce nu a spus Nina nimic mai târziu, când s-au întors și se zvonea că afacerea părinților era complet falimentară? El era deja bine pus pe picioare, ar fi putut ajuta copilul. Nu a vrut să stea în cale. Așa că fiica a crescut fără el. Veniți cu mine, a luat-o el de mână pe Lilia. Vom avea multe de discutat. Dar nu le-a reușit să discute suflet la suflet. Șocul nu-ți eșuate, și al fiicei apărute atât de brusc. A fost prea mare, iar arcadie nereușind să treacă pragul propriei case, a devenit brusc foarte palid și a început să se clatine, încercând să se apuce de tocul ușii. Ambulanța, din fericire, a venit repede și, suspectând o stare de preinfarct, a dus în grabă proprietarul casei la spital. Lilia, confuză, a rămas în hol, fără să-și dea seama ce ar trebui să facă acum, a fost prea cald. O voce liniștită ce venea de pe scări a scos-o din stupoare. Alina stătea pe scară, tăcută, încremenită, evident că nu se aștepta la o asemenea întorsătură a evenimentelor. De ce te-a adus tatăl meu aici? Un conflict ar fi fost inutil. El nu voia să provoace un conflict. Doar că, vezi tu, Alina, s-a dovedit întâmplător că domnul Arcadie este și tatăl meu, de asemenea, dute dracului. Doar asta a putut spune Alina, așezându-se surprinsă pe scări. În zilele următoare, cercul evenimentelor s-a întors și mai brusc. A existat o singură veste bună, Arcadie nu făcuse infarct, însă medicina stabilise o tutelă strictă asupra lui. El nu dorea categoric să o vadă pe Alina și îi interzicea să vină la el în vreun fel. Doar Lilia venea la el. Între amintiri și conversații despre viață, ea a reușit să afle că lucrurile merg prost în cadrul întreprinderii, un vechi partener nu i-a iertat ofensa, iar acum încearcă să împartă afacerea, desigur, nu fără beneficii pentru el însuși. În situația actuală, asta în pat înseamnă un faliment aproape total. Alina încezea acasă, pierzându-și interesul pentru plăcerile vieții și regretând amarnic ideea sa stupidă. Lilie îi era milă de ea, ca de un copil neînțelegător, dar, în afară de cuvinte de consolare, nu-și putea ajuta sora. Iar cuvintele o ajutau prost, și pe Alina o stăpânea din ce în ce mai mult melancolia neagră. Dar într-o zi, Alina și-a întâlnit sora plină de viață. Lilia, tatălui, s-a găsit un consultant de afaceri priceput, care promite să ne scoată din tirbușonul financiar și să curețe situația. Vrei să-l vezi? Va fi aici în vreo 20 de minute să ridice niște hârtii. Crezi că pot să-mi dau seama dacă este un consultant inteligent? Lilia a zâmbit ironic nu mă pricep deloc la asta. Dar ar trebui să înțelegi ceva în materie de oameni. Ai avut o viață grea, a obiectat rezonabil Alina și au început să aștepte salvatorul afacerilor. Salvatorul s-a dovedit a fi un bărbat în jur de 30 de ani, cu o privire ageră și un discurs de afaceri bine exersat. Dădea într-adevăr impresia unui om competent, punea întrebări pe fond, nu încerca să impună un aer important și probabil că surorile ar fi avut cea mai bună părere despre el dacă nu și-ar fi relaxat puțin fața când Alina a alergat după documente. Pe acea față, crezând că nimeni nu o poate vedea, Lilia, care se dăduse la o parte, a observat o sclipire atât de prădătoare în ochii lui și un zâmbet atât de triumfător, încât a avut o puternică suspiciune asupra bunelor intenții ale bărbatului. Dar nu existau fapte, iar ea nu și-a împărtășit îndoielile cu Alina, ci i-a spus lui Arcadie. Acesta s-a gândit și a luat o decizie. Știi ce? Acest consultant mă costă deja o mulțime de bani. Așa că, pentru a mă asigura că nu irosesc acești bani, hai să angajăm un detectiv care să aibă grijă de el și să-l întrebe ce fel de pasăre este. Dacă și-a pierdut fața, înseamnă că are un interes personal. Vom afla care este acesta. A doua zi, surorile au fost vizitate de un tânăr concentrat pe nume Robot. Acesta le-a întrebat în detaliu despre consultantul de afaceri, cum arăta, ce spunea, ce îl interesa și, făcând câteva însemnări în carnețelul său, le-a promis că va obține maximum de informații despre subiect în cel mai scurt timp posibil. Vă rog mult! Suspina Alina, extenuată de suspiciuni. Sper că nu va trebui să vă verificăm? Există o tendință ciudată. Vine, promite, pleacă. Apoi vine următorul. Promite, pleacă. Să mă verificați sau nu? Veți decide singuri. Robert se uită în jos la podea și, dintr-un motiv oarecare, roș gros. Apoi și-a luat la revedere scurt și a plecat. Ce fel de fată rea ești tu, Alina? A rostit Lilia. Tata probabil că s-a interesat de el nu ai observat că te place. El era deja destul de jenat, dar tu încă te porți așa cu el. Ce te face să crezi asta? Se întreabă Alina. Nu am observat nimic de genul ăsta. Sau mi-am pierdut simțul mirosului de la atâtea griji? Pur și simplu nu ai mai întâlnit până acum tineri modești, răspunse gânditoare sora ei, și schimbă brusc subiectul: Alina, nu regreți că m-ai atins atunci, în magazin. Dacă n-aș fi făcut-o, poate că tata și-ar fi transformat mai repede furia în milă, iar tu ai fi fost singura lui fică. Dar, așa, s-a primit că acum eu sunt rivalul tău, locuiesc în casa ta cu copiii mei și mă amestec în treburile tale. Ce-a fost a fost. Nu se mai poate da înapoi. A tăiat Alina și a adăugat un pic mai moale. Dacă s-a întâmplat, înseamnă că a fost necesar dintr-un anumit motiv. Eu o luasem razna. Tu ai fost pusă la zid de viață, iar acum totul este egalat. Nu-ți face griji. Dacă nu am obținut un soț, am obținut o soră, ceea ce nu este un lucru rău. Așteaptă, iată va deznoda robăt cazul. Poate că soțul se va ivi a tachinat-o Lilia pe sora ei și a început să se pregătească să meargă la spital la Arcadie. După ce i-a povestit tatălui său toate detaliile comunicării cu detectivul, Lilia a încercat cu precauție să mute conversația în altă direcție. Tată, poate o lași și pe Alina să vină la spital? De mult și-a dat seama ce a făcut și acum este foarte îngrijorată. Te rog să mă înțelegi, nu vreau să o împin afară din viața ta, dar voit-voit se întâmplă. Până acum ați avut relații normale, dar dacă cearta se prelungește, Alina poate deveni amară sau retrasă, iar eu nu aș vrea asta. Ai școala de diplomație a mamei tale, a declarat Arcadie și s-a pus pe gânduri. Ei bine, trebuie să recunosc că există o rațiune în cuvintele tale. Las-o pe Alina să vină dacă vrea. Cu o singură condiție, niciun cuvânt despre ce s-a întâmplat, îi voi spune, a promis Lilia și a mângâiat ușor mâna tatălui ei. Alina a primit cu reținere vestea accesului la spital, a sclipit din ochi și a strâmbat obrazul și a început să urce în tăcere scările. Câteva trepte mai jos, s-a oprit și a întrebat fără să se întoarcă, la ce oră pleci mâine? Pe la ora 12, răspunse Lilia și se uită la Alina, care stătea înclinată ca sub o sarcină grea. Din acea zi relațiile dintre tată și fiică au început să se restabilească. La început fetele au mers împreună, Apoi, Lilia, referindu-se la grijile legate de copii, a început să alterneze cu Alina, încercând să lase tatăl și fica singuri. Eforturile ei au dat rezultate. Ridurile severe de pe fruntea lui Arcadie s-au netezit puțin, cardiograma a arătat o îmbunătățire, iar ochii Alinei au început să alunece înapoi la strălucirea lor de altădată. Curând, robot a apărut cu un raport complet despre persoana dubioasă a consultantului de afaceri. Arcadie l-a invitat la spital și le-a spus fiicelor sale să vină. La ora stabilită, robot, care se uita mereu încruntat la Alina, a tușit și a început să rostească raportul. Am colectat informații despre persoana care vă interesează. Șaramet Vitalie este într-adevăr un specialist cu autoritate în domeniul operațiunilor financiare și al afacerilor. Dar există un mic dar. Figura sa apare cel mai adesea la orizont. Atunci când trebuie fie să falimenteze întreprinderea, fie să o împartă în interesul cuiva, fie să o recumpere elementar. Ca să-i recunoaștem meritul, el își abordează munca în mod neconvențional și creativ, reușind să îndeplinească chiar și cele mai complexe comenzi prin dezinformarea persoanelor necesare, impunându-le o strategie greșită și aducându-le astfel la rezultatul necesar clientului său. Serviciile sale sunt foarte bine plătite și este imposibil să-l tragem la răspundere, deoarece el personal nu semnează niciun document. În cazul dumneavoastră, domnule Arcadie, el va încerca să vă determine să cumpărați acțiuni ale unei corporații, care are încă o bună reputație și un capital semnificativ, pentru a le revinde la bursă la un preț mai mare. Dar are informații despre un conflict major în Consiliul de Administrație, care se așteaptă să ducă nu la creștere ci la o scădere a prețului acțiunilor. În același timp, partenerul dumneavoastră va cere să-i se plătească partea sa din societate și, înrucât dumneavoastră, bineînțeles, nu dispuneți de bani, va încerca fie să vă ia partea, fie să aducă cazul în faliment, retrăgându-și activele. Asta e, dacă să vorbesc pe scurt, da, mi-au dat un dușman de unde nu mă așteptam, mormă mai Arcadie observând încă o dată că Robot și Alina și-au intersectat din nou privirile. Spune-mi, Robot, continuă el, ce ai fi făcut tu în locul meu și în împrejurările mele? Oricât de ciudat ar părea, v-aș fi sfătuit să cumpărați acțiuni, răspunse Robot fără să clipească, numai că într-o altă corporație. Aceasta abia se pune pe picioare, dar are mari perspective. În timpul meu liber, urmăresc tranzacțiile de la bursă și uneori fac bani frumoși din asta, Cred că am găsit pe cineva căruia să-i pot încredința afacerile mele. Arcadia între deschis ochii cu viclenie: Alina, nu vei fuci de nuntă. N-am să-ți găsesc alt pretendent. Tată, a exclamat Alina, iar robot, care roșise ușor, s-a făcut roșu ca un mac și și-a strâns carnetul până la încheieturile albe. Mă duc să vorbesc cu doctorul, altfel ar putea părăsi spitalul. Se grăbi Lilia să plece, lăsând cuplul în devenire fără martori inutili. Da, fică, du-te, răspunse Arcadie, a întrebat de tine încă o dată astăzi. Și, atenție, m-am interesat, nu este însurat. Iată așa o istorioară ați audiat astăzi, dragilor. Și dacă v-a plăcut, atunci v-aș ruga să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Le citesc cu mare drag și mă motivează să continui să postez noi istorii. De asemenea, Vă puteți abona la canal pentru a fi primul care le va audia. Toate cele bune vă doresc. Pe curând. Pa, pa!